Bine v-am regăsit, dragi telespectatori, și la mulți ani tuturor! Suntem la început de an 2022 și avem o bucurie deosebită să fim din nou împreună cu dumneavoastră și să intrăm în acest an nou cu îndrăzneală în ceea ce privește relația noastră cu Dumnezeu. În cadrul acestor emisiuni încercăm de fiecare dată să vă invităm, să vă provocăm să medităm la suflet, la relația noastră cu Dumnezeu și la creșterea spirituală și împăcarea cu Dumnezeu dacă încă nu am făcut acest pas. Ca de obicei, împreună cu pastorul Bunic Ocar, astăzi vă invităm să medităm la răstignirea firii. Este început de an, fiecare se gândește la tot felul de proiecte, planuri, rezoluții, se spune pe aici, prin America, și aș vrea să medităm împreună la acest subiect, răstignirea firii. Este ceva care pe noi ne preocupă, ne interesează, ne străduim să experimentăm această răstignire a firii și e un proces care trebuie să recunoaștem continuu. Bine, revenit la mulți ani, mă bucur să te văd, ești tot, da. Tot la fel, sper. Nu te-ai schimbat, chiar dacă ai intrat în anul 70 al vârstei tale, te menții bine și Dumnezeu să-ți dea sănătate. Cam atât a ținut robia babiloniană, 70. Da? Poate la tine să țină un pic mai mult, să vedem. Nu robia, nu vreau robia. Viața e altă. Viața, mă refer la viața. Slujirea, exact. Această temă, răstignirea firii, aș vrea să încep cu un pasaj din Biblie. Este o temă foarte des abordată în Scripturi și aș vrea să citesc un pasaj din Galateni, capitolul 5, versetul 24, ca și punct de început. Cei ce sunt al lui Hristos Iisus și-au răstignit firea pământească împreună cu patimile și poftele ei. Dacă trăim prin Duhul, să și umblăm prin Duhul. Interesant este, așa cum deja noi am remarcat, că aici acest pasaj face referire la trecut. Deci cei ce sunt ai lui Hristos, deci noi, Iisus, și-au răstignit firea. Deci, practic, ar fi trebuit să nu mai avem probleme cu ea. Dar ea este totuși destul de vie. Da, e interesantă afirmația și pusă lângă experiență, începem să negociem puțin, cel puțin ca să înțelegem. Contextul în care e pus acest verset vine după firea pământească, faptele firii pământești, și nu e o bucurie nici să le citești, și mai ales dacă te regăsești, dar apoi urmează dimpotrivă, roada Duhului este, și acolo e frumos, dragostea, bucuria, pacea, blândețea, înfrânarea poftelor și așa mai departe, facerea de bine, credincioșia. Și apoi explică, ăsta e versetul care explică tot, răstignirea patimilor, răstignirea firii, răstignirea instinctelor. Cei ce sunt al lui Hristos Iisus, deci mântuiți prin harul lui, ca să poată trăi la nivelul Duhului, la colaborare cu Duhul, în parteneriat, și-au răstignit firea. Acum, noi cam înțelegem ce înseamnă, adică să faci decizia în fiecare zi, că azi voi trăi ca un om răstignit pentru lume sau concepțiile ei, conceptele ei, direcțiile ei, și voi trăi pentru Iisus. Și o fac asta mereu, pentru că altfel, deși răstignită, ea dă lăstari. Firea dă lăstari de amărăciune. Nu-i mulțumită și noi tindem în mod natural să-i acordăm dreptate. La urmă, chipurile ne avem pe noi victimizați,
într-un fel ne plângem de milă, vai ce rău e să nu mai ai tu fire, să nu te mai poți tu în sfârșit comporta ca un om normal. Dar de fapt invitația Scripturii la răstignirea firii este dar la o poziție, o punere față de tot ce este rău și primire a ceea ce are Dumnezeu pentru noi, nu doar în procesul mântuirii, ci în procesul împlinirii de pline, în procesul creșterii. Și la acest capitol avem mereu de lucrat, dar decizia trebuie să fie și să nu uităm că cei ce au fost al lui Hristos, asta au făcut fără rezerve și niciodată n-a regretat vreunul. Domnul Iisus însuși a făcut și putem aspira cel puțin la umblarea pe care a exemplificat-o, a arătat-o omul de pe munte. El a fost robul Domnului desăvârșit. Pavel spune și eu am fost răstignit cu Hristos. De asta trăiește Hristos în mine. Ideea că l-am primit pe Domnul Iisus fără efecte. Ești de acord cu el, cu moartea lui, ești de acord cu învierea lui, dar puterea lui sau profunzimea lui, magnitudinea vieții lui, impactul, nu este acolo până când nu m-am răstignit, fiindcă firea îl anulează. Firea, chiar dacă o vreme eu o țin la colț, dacă nu-i răstignită, o să-mi creeze serioase probleme. Și deși pare un fel de autoflagelare, masochism, dacă vrei, ori ciudată, acțiunea asta, de ce eu să fiu împotrivă, dacă eu este om, este omenesc. Și totuși noi suntem chemați să fim ai lui Hristos. Și El este căpetenia, El este liderul, El este cel care ne-a ridicat spre asta, ne motivează, ne ajută, ne împlinește și n-a trebuit să ne uităm decât la El, că privind la El, contemplându-L, iubindu-L, suntem prin Duhul Lui schimbați în chipul lui, din slavă în slavă. Firea este foarte reală în viața fiecăruia, indiferent că e mântuit, nemântuit, ea este acolo și când vorbim despre răstignirea firii, este un act sau o decizie pe care trebuie să o facem fiecare în dreptul nostru și cred că e important să discutăm despre felul cum poate cineva să își răstignească firea. Putem vorbi sau ne putem imagina, putem chiar să și decidem, dar să nu știm cum. Important este că o decizie ajută. Domnul spune, nu-i nimeni care să mă vorbească de bine sau să mă propovăduiască și apoi să mă vorbească de rău îndată. Deci e important să vorbim despre acest lucru și într-un fel ne legăm să stăruim în el, să facem faptele care vin din sau care sunt favorizate de lipsa de control sau de implicarea firii. Important să spun, eu am fost răstignit cu Hristos. Eu m-am răstignit cu Iisus Hristos, adică am fost atunci în chip legal, în jertfirea Domnului Iisus și acum eu primesc această răstignire în ființa mea în modul constant. Sunt un om răstignit. Deci sunt două momente. Unul când am primit răstignirea mea legală și apoi când eu am făcut decizia să trăiesc viața răstignitului cum el însuși a făcut-o. El nu și-a plăcut ție, nu și-a satisfăcut niciun fel de impulsuri eventuale, dar trebuie să o fac la timp și ne la timp. Adică mă surprind câteodată că sunt luat de val. Influența mediului, duhurile, gândurile, mila de mine, îmi dau impulsuri străine. Și atunci e ușor să cedez. Cel mai ușor e să cedezi la ispite, într-o împrejurare, dar asta te trimite iar spre punctul zero. Și iar trebuie să o iei de-a capo dacă vrei să te ridici cu el, să umbli cu el, să poți să spui, Hristos trăiește, Hristos s-a manifestat,
Hristos a iubit prin mine, Hristos a rugat prin mine, Hristos a propovăduit prin mine. El o face prin noi doar când firea nu-i face opoziție din start. Adică ea există, noi știm că există, dar ea trebuie totdeauna răstignită și niciodată hrănită. Ea câștigă atunci când noi o hrănim, chiar dacă nu o hrănim cu lucru care ei îi trebuie la momentul respectiv. Dar orice lucru pe care eu îl îngădui, chiar dacă nu-i major, dacă e dintr-o zonă gri, nu-i nici pentru Hristos, dar nici foarte fire, ea reușește până la urmă să se hrănească cu superficialitatea mea, cu neatenția mea și până la urmă se va dovedi că a reușit să mă învingă și acolo unde nu trebuia să fiu înfrânt. So, e vorba de o permanentă alertă, stare de alertă care mi se cere și nu trebuie niciodată să-i cedez, pentru că numai pierderi am. Dar chiar și când sunt grozav de ispitit și când am dreptate din punct de vedere omenesc, firesc, trebuie să stau de partea Domnului Iisus, pentru că El însuși se îngrijește și asta e frumusețea, să mă las complet pe brațul Lui, pe știința Lui, pe planul Lui, pentru că planul Lui este ideal. Noi știm despre planul Lui de mântuire, perfect, s-a întrupat, a predicat, a fost schingiuit, perfect, ne-a mântuit mielul Lui Dumnezeu, dar nu știm de fapt cum să devenim noi înșine salvatori în chipul Lui, în modalitatea în care s-a manifestat El. Am citit aseară despre Pavel, parcă la Listra, când l-au lovit cu pietre și l-au aruncat mort în afara cetății, la groapa comună. Și au venit niște creștini din Antiohia, din Derbe, și l-au înconjurat și s-a ridicat viu. În viața celor creștini, care nu erau proeminenți, nici nu știm numele lor, era prezentă ființa lui Iisus. Și emana o putere extraordinară, o dragoste, o credință fantastică, încât mortul a înviat fără altceva. Era prezentă dumnezeirea, divinitatea era prezentă, pentru că nu mai era firea. Cât timp e firea, nu e divinitatea. Chiar dacă ea legal există și ea noastră și toate lucrurile și avem asigurarea, dar ea trebuie să se producă în urma unei lupte totale între fire și duh, și eu trebuie să cred că voi supraviețui și spiritual, pentru că mă tem să nu cumva să ratez, nu trăiesc nici ca lumea, nici ca și Isus. Câștigul este de partea celor care și-au răstignit firea pământească, pentru că în ei Dumnezeu își găsește plăcere și prin ei se poate manifesta ceea ce este absolut necesar. Asta e opinia pe care eu am început să o înțeleg. Este de dorit pentru fiecare creștin să experimenteze divinitatea și să trăiască o viață abundentă din punct de vedere spiritual. Și ne dorim asta. Cred că foarte mulți creștini, mai ales în această pandemie, au început să se gândească serios la maturitatea personală, spirituală, la relația cu Dumnezeu reală. Unii poate au început să-și dorească și să lucreze la răstignirea firii, însă acest proces de maturizare, de dezvoltare spirituală, uneori în această societate este un fel de roller coaster. Cu ridicușuri, coborâșuri, astăzi e început, acum suntem la început de an, suntem împrospătați, euforici. Avem o perspectivă nouă, ne dorim lucruri noi, o energie nouă. Trec o săptămână sau două și toate încep să se stingă și intrăm într-o oarecare normalitate personală. Ai spus într-o mediocritate. Obișnuința. Ne simțim mult mai comod atunci când suntem în zona noastră de confort și permitem acestor rutine, chiar și religioase fiind, să-și manifeste cursul fără să producă un impact major. Uneori
Le facem din inerție, din obișnuință. Nici nu ne dăm seama că le facem. Probabil că n-am înțeles destul cât de important este ca Dumnezeu să se bucure de noi. N-am înțeles destul cât de important este ca El să trăiască, să se manifeste, cât de mare dorința Lui ca să, El spune, eu stau la ușă și bat, și asta bătea la ușa bisericii, nu la ușa barbarilor sau păgânilor, la ușa bisericii, eu stau la ușă și bat, dacă îmi deschide cineva, voi intra și voi cina. Și ideea este că dacă îl primești pe El, trebuie să îi dai toată atenția. Dacă îi acorzi atenția firii, îl neglijezi pe El și nu-i deloc bine acest lucru. Nu dă bine pentru noi și nu dă bine pentru nimeni. Răstignirea este într-un fel, firea e dușmană lui Dumnezeu și nu se poate supune. Și răstignirea ei, termenul biblic, răstignirea, noi nu avem cuie, ciocane, lemn, nu, dar este în așa fel trebuie să fie ea tratată, cum l-au tratat pe Iisus dușmanii lui atunci. Și noi, și păcatele noastre. So, e crucială lupta împotriva firii, pentru că ne dă șansa să ne ridicăm la Dumnezeu. Ori creștinismul e mai mult decât ceea ce se vede și ceea ce am experimentat și ceea ce ni s-a predat. E biserica lui Dumnezeu. Iisus e căpetenia. Imaginează-ți să vină Iisus în persoană acum și să vezi cum ar arăta și casele noastre la o primire, la o recepție. Tot ar fi schimbat. Dacă știi că te întâlnești astăzi cu El în persoană, miraculos, pur și simplu El a decis să-ți facă o vizită și își ține cuvântul, crede-mă, ai fi tare, tare diferit și tare fericit și tare bucuros și ți-ai invitat toți prietenii. Dar dacă El trăiește, El îi invită pe prieteni la noi, ca la un festin. E important, dincolo de puterea cuvintelor de a exprima, dincolo de puterea cuvintelor, este inimaginabil. Și de multe ori spun scriitorii biblici, gustați și vedeți ce bun e Dumnezeu. N-avem curajul să ne ducem la El, că dar dacă ratăm. Și El spune, îndrăzniți, eu vă chem, eu sunt. În cuvintele Lui, El este, eu sunt. Și noi vrem ca El să fie doar în biserică, doar predicat și nu neapărat manifestat. Și credem că asta nu e chiar așa de important, dar este vital, cum nimic altceva nu este mai important pentru noi decât ca El să locuiască, ca El să locuiește Iisus în voi. Noi spunem, dacă locuiește Iisus prin casă, prin biserică, mai este Domnul în tabără, în Noul Testament este Hristos în voi. Asta este sintagma. Și la asta trebuie să tindem și nimic să nu-L împiedice pe El să fie Dumnezeul nostru. Asta e în grija noastră. El ne ajută să răstignim, dar trebuie să decidem. Eu voi trăi ca un om răstignit. Și te rog să mă blochez sau să mă ții responsabil de cât eu vezi că nu mă port așa. Doar în relația care avem noi, limitată. Dacă nu am lăsat Duhul să se manifeste, înseamnă că i-am dat voie firii. Poți să-mi spui de câte ori mă găsești așa. Și poți să-mi și amintești din trecut, dar acum o lăsăm așa, mergem spre înainte. Bine? Doamne, ai milă de noi, avem nevoie de o atenție specială și specifică cu privire la această stare de spirit în prezența Duhului Sfânt. Mi-amintesc de un prieten care îmi spunea, de fiecare dată când îmi propun să fac mă bine, apropii de Dumnezeu, să îi acord lui atenție, mi se întâmplă numai lucruri rele și mi-e și frică să mai încerc. Sunt oameni care... Pot să spun ceva aici? Da, te rog. Tuturor ne se întâmplă asta. Pentru că Dumnezeu e Cel care ne-a dat ideea și El deja ne-a și ascultat. Când îi place ceva, ne ascultă spontan. Și apoi ne încearcă. Chiar vrei să mergi cu mine? Și se întâmplă lucruri rău pentru că te-a încercat și tu n-ai fost pregătit pentru așa ceva.
Totdeauna se întâmplă asta. Exemplu pe care eu l-am reținut ca să-mi întărească această înțelegere, vine din acea situație în care toți erau flămânzi, toți erau leșinați în pustie deasupra Mării Galilei și un copil are 5 pâini la el și le dă în mâna Domnului Iisus. Cum a ajuns în mâna lui Iisus? Le-a rupt trepere. Le-a frânt pe toate și s-a făcut minuni. Dar dacă îi pui ceva în mână și te pui pe tine când te consacrezi, când se consacri, când vrei să răstignești firea, te pui în mâna lui, el face ce vrea, începe să opereze. Și ție nu-ți convine, pentru că nu chiar îți convine. Asta este. Firea are reacție. Asta e lucrul rău. Și pentru că nu am făcut consacrarea cum am spus că o facem, orice mi s-ar întâmpla e perfect, știu ce am făcut, ce am crezut, știu cui m-am predat, știu cine este el, de asta rămânem bulversați, adică șocați, cum adică eu. Am avut un prieten și eu aici în Chicago care nu mai este aici de mulți ani. Nu voia nici de cum să se închine cu darurile lui, nu se închina cu nimic, numai Dumnezeu era lui dator, el n-avea nicio datorie. Într-o zi s-a hotărât și el să dea Domnului partea lui. Nu știu cum a făcut-o, nu știu cine l-a convins, și aceeași zi l-a dat afară la servici. Înțelegi? Și a venit la mine cu o falcă în cer și una în pământ. Păi cum e posibil așa ceva? Well, și într-adevăr Domnul a avut ceva mai bun pentru el, dar protestul nu a fost deloc justificat. După aceea Domnul i-a dat o propășire extraordinară. Dar prima zi a fost șoc. A fost testul lui. Și toți suntem și încercați după ce ne dăruim. Domnul vrea să vadă, chiar te-ai hotărât sau te-ai hotărât pentru că eu o să-ți fac numai binele? Dacă îți fac numai rău. Cel mai consacrat om lui Dumnezeu a fost Avram. Și lui Dumnezeu ce i-a cerut? Fiul. Stai puțin, eu nu m-am angajat la asemenea relație cu asemenea spirit. Cer fiu. Da. Și nu orice, deci nu orice fel de fiu, deci era moștenitorul, care mesianicul. Da, era făgăduință. Și era cel mai de preț practic. Exact. Cel mai de preț ființă din viața lui. Exact. Și să-și ceară Dumnezeu asta pare foarte dificil. Întrebarea este ce facem noi atunci când ni se cere de la Dumnezeu să fim la fel de consacrați. Putem să răspundem pe măsură? Fii atent, numai puțin. Când au suit muntele Moria, pe care noi am suit de mai multe ori, Isaac spune, tată, deja știa, mai făcuse probabil jertfe, că Avram cam făcea altare. Văd foc, văd lemne, văd cuțit. Dar nu văd jertfă. Dar nu văd mielul. Unde e mielul? Teologii repede ne-au spus, păi mielul Iisus. Până la Iisus mai erau câteva mii de ani. Într-adevăr, și profetic e să pun, Avram a răspuns frumos, Jehova Jireh, Jehova Ire, Dumnezeu va purta de grijă. Dar mielul era el. El care purta lemnele și cuțitul și focul, sau, mă rog, aceste lucruri care erau trebuincioase pentru jertfă, el trebuia să completeze jertfa. Nu doar să dai ceva ce te costă puțin. Și un cuțit și niște lemne, ok, puțin. Dar mielul de jertfă el era. Și ce e mai important pentru noi, Dumnezeu ne cere. Nu neapărat ni leacă, nici lui Avram nu i l-a luat. Dar ne-a spus, eu sunt de acum, dacă sunt Dumnezeul tău, sunt și proprietarul tuturor lucrurilor, tuturor bunurilor, tuturor sufletelor din casa ta, inclusiv eu sunt proprietarul vieții tale și a făpturii tale. Vei spune că e absurd, că am înnebunit, bineînțeles, dar așa a fost. Dumnezeu ne vrea cu gelozie și în totalitate pentru El. Firea, chipurile ține cu noi, dar de fapt ea ne duce la moarte. Umblarea prin credință, prin Duh, prin Har, ne duce la viață. La viață abundentă și la viață eternă. Vom lua o scurtă pauză, după care vom reveni și vom discuta despre viața trăită în Duhul și cum arată concret această viață. Rămâneți cu noi, vom reveni după această scurtă pauză.
Am revenit în studio. Astăzi vorbim despre răstignirea firii. Este o temă care pe noi credincioșii ne preocupă, mai ales pe cei care vedem nevoia de a trăi mai mult prin Duhul, așa cum ne învață Scriptura, și în acest segment vom clarifica ce înseamnă asta. Am înțeles că răstignirea firii este un proces și este o decizie pe care trebuie să o facem și să nu mai hrănim. Ai menționat la un moment să nu mai hrănim această fire, pentru că lumea în care trăim, societatea și oriunde suntem, ne hrănește firea. Și vreau să fac aici o precizare, o paranteză. E posibil chiar și în cercurile religioase ca să hrănești firea. Oricând vrei să te elevezi, sau vrei atenție și vrei să fii lăudat, acolo e fire, nu e Duh. Și aș vrea acum să vorbim despre Duh. Cum arată această trăire în Duhul, concret, realmente vorbind? Pentru că avem activități în fiecare zi, avem slujbă, avem familii, avem nevoi, care implică trăirea de zi cu zi. Nu pot să spun că din experiență, acum împărtășesc din vasta mea, nu, nici, nu pot. Chiar dacă am avut momente, nu cred că am avut acest flux cu care să vin la interval. Am citit și am cercetat destul de mult ce s-a întâmplat în diverse situații, la diversi oameni și... Nu cred că s-au hotărât toți, fiindcă au trăit în secole diferite, să ne minte pe noi. Dar și ce a rămas în urma lor spune foarte mult și cum au sfârșit spune extrem, extrem de mult. Deci există, clar, aici avem numitor comun, în fire toți ne înțelegem. Asta este, toți suntem părtași la aceeași tragedie. În Duh sunt mai puțini care au trăit la nivelul Duhului, cum zice Pavel. Umblu cârmuit de Duhul și nu împlinesc voia firii. Dar au fost și oameni care nu scriși în Noul Testament, care au făcut același lucru. De exemplu, am citit recent despre Oswald Chambers, care spunea că l-a cercetat Dumnezeu. L-a cercetat Dumnezeu și a hotărât să se predea. Ok. N-a simțit nimic, n-a avut nicio viziune, n-a vorbit în limbi, nimic. Și după aia a vorbit la o adunare, el. Pur și simplu doar pentru că era cleric sau avea ceva educație. Și la terminare, vreo 50 de oameni s-au hotărât pentru Domnul Iisus. Adică au zis, ăsta e mesajul, ăsta e harul, Duhul ne-a cercetat. El s-a speriat. S-a speriat. Ce e asta? Și s-a dus la un mentor. Și l-a întrebat, ce s-a întâmplat? Ce s-a întâmplat? Mentorul i-a spus, nu te-ai hotărât tu să-ți răstignești firea? Nu l-ai invitat tu pe Duhul lui Dumnezeu să te umple? Păi da, dar nu s-a întâmplat asta. S-a întâmplat. S-a întâmplat. Deci ești mai puternic, ești mai eficient, ai mai multă bucurie, e drept că ispita nu e mai mică în jurul tău, dar Dumnezeu e mare. Dumnezeu este foarte, foarte prezent și încercările nu mai contează. Adică doar te bucuri, exact cum ai fi, știu eu, pe un vas, era să zic Titanic, nu e cel mai bun exemplu. Adică și încearcă unii cu săgeți să te doboare. N-au cum. Stingi săgețile arzătoare ale celui rău, faci orice, pentru că cel ce este în tine e mai mare decât cel ce este în lume. Când el este în tine, altfel suntem victimizați. Și toți am cunoscut și o stare și alta și... După ce am cunoscut-o bine, pe cea care trebuie, nu mai vrem pe cealaltă. Cât timp nu ne-am încă deprins, nu ne-am deprins prin întrebuințare cu lucrurile spirituale, pendulăm. Dar în clipa când începem să deprindem, să înțelegem, să savurăm ce are bunul Dumnezeu, cred că nu ne mai trebuie acele oferte ale naturii, ale firii, ale societății, nu chiar
cum spunea despre Moise, el socotea o cara lui Hristos o bogăție, sau nu s-a uitat, a preferat să sufere cu poporul decât să bucure de bogățiile Egiptului, care erau ale lui, de fapt, în casa faraonului. Nu-i mai trebuia, că l-a cunoscut pe Dumnezeu, și Pavel era mare ministru în Ierusalim, Sanhedrin, relații, și îl spuneam pierdut tot, dar l-am câștigat pe Hristos. Există și câteva riscuri pe care aș vrea să le clarific, pentru că unii oameni ar putea înțelege sau interpreta greșit această răstignire a firii și trăire prin Duh. Și de asta aș vrea să clarificăm practic cum se întâmplă. Pentru că sunt unii care pur și simplu își propun că ei nu mai vor să aibă nimic de a face cu societatea, cu ei, cum sunt călugării. Se izolează și ei nu mai trăiesc pentru fire, ei se izolează și trăiesc doar pentru Hristos. Nici nu muncesc, doar stau și se roagă. Asta e o extremă. Apoi e cealaltă extremă care zic, băi, trăiesc pe pământ, am nevoi, încerc să împac și capra și varza, știi? Încerc să fiu și cât se poate de, știu eu, atent cu partea spirituală, fac partea, merg la biserică, contribui și așa mai departe. Și există, știu eu, și cealaltă extremă, bine, biserica secund, Dumnezeu secund, eu am o familie de îngrijit, am responsabilități și creștinismul și asta nu-mi plătește mie bilurile, datoriile. Trebuie să găsim, să clarificăm acest aspect, pentru că vom vedea că poate și printre telespectatorii noștri sunt oameni care poate se regăsesc, știu eu, undeva în acest traseu, în care, da, vreau să răstignesc firea, dar cum arată asta corect, concret, din punct de vedere biblic? Pentru că imagini și idei am cules și noi de la unii și de la alții și am aflat că unele sunt periculoase. Extremiste. Da. Well, îmi vine acum în minte acest verset pe care Domnul îl spunea în Marea Rugăciune scrisă în Ioan 17. Nu te rog să iei din lume. Adică nu vreau să faci o colonie de creștini. Nu vreau să îi strămuți în slavă acum. Au misiune de făcut. Nu te rog să iei din lume. Doar să-i păzești. Ei sunt în lume. Dar ca și mine, nu sunt din lume. Ei nu sunt din lume. Ei sunt în lume. Cum sunt eu, nu din lume, așa sunt și ei, nu din lume. Deci, practic, acest extremismul trebuie să meargă la ascultarea de Dumnezeu, la o ascultare reală, la o călăuzire și umblarea după lucrurile lui va fi viață. Și El ne-a dat tot ce privește viața și evlavia. Și avem totul de plin în El. Faptul că noi punem prea mult accent pe anumite lucruri e o pierdere. Iar ideea de a fugi de societate în mod fizic e tragică. Am avut un prieten aici în Chicago care mi-a spus, trebuie neapărat eu să ajung la muntele Athos. Și a făcut tot ce a putut, s-a dus în țară și s-a dus la muntele Athos. Am admirat decizia, dar nu l-au primit sau n-a rezistat. Știu că s-a întors, că am dezamăgit și nu cred că muntele îi devine. Și el însuși, el știa destul de mult, putea să știe dacă Domnul trimite sau dacă Domnul nu-l trimite sau dacă Domnul a încercat, nu știu chiar toate detaliile, dar n-am nimic rău de spus despre oamenii care se consacră pentru a ajuta pe alții, pentru că acești oameni care se retrag, sihaștri sau acești oameni, în sfârșit, stâlpi, nici sau în sfârșit toți călugării, monahii aceștia, fac foarte multe lucruri bune. Chiar am scris într-o zi două, trei vorbe bune, despre, frumoase, cred eu, despre Sfântul Francis de Assisi
Și cineva m-a contrat și a spus: una, el nu e în cultul nostru. Doi, eu știu că a fost un sfânt catolic. Ce caută un sfânt catolic în cărțile tale? Bă, un sfânt catolic, dacă e în cărțile lui Dumnezeu, poate, adică îmi face cinste să intre și în cărțile mele. So, cred că dependența de el și dependența de Duhul lui Dumnezeu te scutește sau te apără de extremisme. Când eu acum declar, Mircea Voievod, că voi fi numai așa, nu trebuie să știe nimeni că tu te-ai consacrat și lasă-l pe Duhul Sfânt să confirme că te-ai consacrat, nici într-o direcție, nici într-alta. Eu sunt pus pe fapte mari, s-ar putea să ai o boală psihică până la urmă. E important să stai, să umbli smerit cu Dumnezeul tău și El te va ajuta și la vremea Lui te poate și înălța. Dar elementul smerire este vital în această ecuație a răstignirii firii și a umblării prin Duhul. Mai există o temă care ne vine în gând. Există un segment de oameni care sunt convinși că ei trăiesc mai mult prin Duhul și au o stare spirituală elevată și au o impresie mai proastă față de alții care nu sunt ca ei. Aș vrea să lămurim acest aspect, pentru că e foarte, foarte important de știut. Și foarte răspândit, probabil. Nu știu cât e de răspândit, dar există un segment de oameni care și-au propus, sincer, să-și răstignească firea, să trăiască prin Duhul. Good. Și ei au impresia că o fac. Și poate că o fac. Mm-hmm. Însă eu am o mică nelămurire și rezervă când apar, știu eu, comportamente, atitudini de supersfinți care denigrează pe alții. Poate că dacă li s-a spus vorba lui David, dacă i-a spus Dumnezeu blastumul pe David, fine. Dar dacă eu nu reacționez, nu mă cobor la nivelul lui sau dacă nu îl contrez, Dumnezeu îmi va face mie bine. Deci dacă sunt lăsați să testeze poporul, e fain, dar nu cred că ei înșiși sunt deodată îndreptățiți să coboare standardul, pentru că pe mine faptul că ne ceartă câte cineva e ok, de multe ori e greu să primești orice șmotru sau șfichiuială de la cineva, dar poate că lucrează. Însă când se manifestă de la înălțimea spiritualității, se comportă ca niște oameni care nu cunosc pe Dumnezeu, atunci mă îndoiesc de sfințenie. Asta e problema pentru mine. Adică, spunea odată un bătrân, zice, vezi că omul care e la tine în comitet s-a manifestat foarte urât la o coadă, strigat la vânzătoare, în România asta, știi? Și mi-am zis, lasă, frate, lasă-l așa. Dar s-a dovedit că, de fapt, nu era vorba numai de acea coadă, ci și de multe altele. Deci, în ceea ce privește răstignirea firii și trăirea prin Duhul, crezi că atitudinea noastră, comportamentul nostru față de semeni, poate fi un indicator? Da. Biblia spune nimeni să nu privească pe altul, pe sine mai presus de altcineva. Fiecare să privească pe altcineva mai presus de sine. În mod obișnuit, în mod curent, la modul general, pe fiecare om trebuie să-l tratezi cu dumneavoastră și să n-aștepți să fii tratat cu dumneavoastră și cu tu. Adică pe tine ești, te pui jos și pe altul îl înalți. Așa vrea Bunul Dumnezeu. Și asta este și terapeutic pentru noi, adică să îl cinstim pe oricare om. Dar poate să fie și aici un fals, pentru că am învățat lecția și nu vine din inimă, ci din minte, și până la urmă constați că toată această manifestare și respect n-a fost decât un calcul. Ori trebuie să fie din suflet și din înțelegere că omul din fața ta este omul pentru care a murit Hristos, este Fiul lui Dumnezeu, este fratele lui Iisus și trebuie să-L iubești ca pe Iisus.
Vom lua din nou o scurtă pauză, însă mai spre finalul emisiunii aș vrea să vorbim despre efectele umblării prin Duhul și răstignirea firii. Care sunt beneficiile? Cum arată un creștin care într-adevăr a luat această decizie, dar nu numai că a făcut decizia, a lăsat ca Duhul Sfânt să fie activ, să lucreze, să transforme, să schimbe tot ce trebuie schimbat în viața lui, astfel încât să se vadă rezultate. Să nu vorbim, ne pricepem. Dar de dovedit sau de a produce roadă și de a fi într-adevăr ceea ce Domnul Iisus a fost, pentru că dacă trăim prin Duhul, experimentăm lucrurile pe care le-a experimentat El și ucenicii. Vom reveni după această scurtă pauză și vom vorbi despre modul în care trăirea prin Duhul va fi evidentă în viața noastră, fără ca noi să încercăm să o explicăm. Rămâneți cu noi! Am revenit în studio împreună cu pastorul Buni Cocar. Astăzi vorbim despre răstignirea firii. Și în acest segment am vrea să ne concentrăm la modul în care Duhul Sfânt sau trăirea prin Duhul se poate demonstra prin viața noastră și roadele pe care le producem. În fiecare zi ne străduim să fim eficienți cu timpul nostru, să producem ceva. Unii avem o slujbă, alții avem afaceri și încercăm să le dezvoltăm în așa fel încât să producem rezultate, de cele mai multe ori bani sau profit. Din punct de vedere spiritual, vorbind, în momentul când ne răstignim firea și interesele ei și ne concentrăm la lucrarea Duhului Sfânt și modul în care Dumnezeu se manifestă în viața noastră, cum evaluăm această experiență, această lucrare? Valoarea ei o simțim în noi, o trăim. E o stare de beatitudine, de euforie. L-ai primit pe El, este nemaipomenit. Nu chiar îți trebuie lucrurile care însoțesc foarte de mult, mai ales cele materiale. Sunt acolo, bine, dar nu te mai bucuri de ele cât te bucuri de Dumnezeu. Asta e foarte, foarte important. Dacă apostolii sau primii creștini au dus tot ce au avut și au pus la picioarele apostolilor, nu mai trebuia nimic, bogoare și alte lucruri, le-au jertfit. Faptul că ești al Lui, pur și simplu se dovedește fără ca tu să planifici de multe ori. Te-ai purtat cum trebuia să te porți, te-ai purtat ca și Iisus, cum s-au dus acei oameni, știm, Petru și Ioan la templu, au văzut un olog care le-a cerut bani și ei n-au avut bani și i-au spus, frate, aur și argint noi n-avem, dar îți dăm ceva. În numele lui Iisus umblă. Și bineînțeles că toți s-au adunat după aceea, văzându-l pe ăsta sărind pe olog, fostul olog, și Petru spune, nu vă uitați la noi, nu-i cu cernicia noastră, ci e numele Lui, puterea Lui, e prezența Duhului Sfânt în noi, și Duhul Sfânt a făcut lucrul ăsta în viața acestui om. Când n-au avut destui servanți la mulțimea care era hrănită la prima biserică, în prima biserică, au ales câțiva diaconi care se ocupe cu aprovizionarea, cu distribuirea darurilor și a mâncării, și unul dintre ei a fost Ștefan, fiindcă era om de credință, plin de credință și plin de Duhul Sfânt. Faptul că s-a angajat să fie slujitor acolo mi se pare nemaipomenit de frumos, pentru că nu era chemat să fie în frunte ca Petru sau ca Ioan, era chemat să dea mâncare. E frumos dacă ai spiritul ăsta, dar nu era chiar așa de special sau unic. Și l-au angajat într-o discuție niște oameni și Ștefan a vorbit
cum mi-a dat Duhul înțelepciune și a venit cu niște revelații extraordinare. Și ei au hotărât să-l omoare pentru că i-a acuzat că sunt vinovați de moartea lui Isus. Iar după ce au început să dea cu pietre în el, s-au uitat atent la el și au văzut, în loc de om, au văzut un înger. Fața lui era față de înger. Când îl lovești pe un om, se schimonosește. Ieri m-a sunat cineva și mi-a spus, ai cunoscut pe persoana cu tare? Ia acum 50 de ani, 50 pe puțin. Păi zice, știi că a avut un accident? Nu știam. Și știi că a rămas cu sechele foarte, foarte mari. Întâmplător văzusem o fotografie a acelei persoane și zic, mi s-a părut și mie că e ceva ciudat. A fost un accident și acum a paralizat. Ok, so, de obicei când cineva e lovit, sângerat, arată mai rău decât mai bine. Ori în cazul lui Ștefan, arăta mai bine decât mai rău, mai bine decât a fost când a fost el bine. Deci face Dumnezeu niște lucruri care să-i cucerească pe alții. El își împlinește scopurile, dar numai printr-un om care și-a răstignit firea și care lasă pe Duhul Sfânt. Și care nu-i pune condiții, fără clauze se închină și cred că Dumnezeu va fi mulțumit. Vorba lui Ștefan a fost foarte mare. El spune, văd cerul deschis și pe Fiul Omului stând în picioare. Asta foarte mulți au interpretat că Fiul Omului este în alertă și când îl primește pe Ștefan, vrea să-l primească așa cum se cuvine. Nu neapărat pentru că el a fost sacrificat, primul martir, de fapt, a fost al bisericii, primul martir al Domnului Iisus, dar și asta e foarte important, este nemaipomenit, pentru că dacă azi ar pune problema așa, tranșant, ești cu Iisus sau te omorâm, și mai mulți ar rămâne în viață, o vreme. Dar faptul că Ștefan s-a lăsat răstignit mai înainte de a fi bătut cu pietre sau omorât cu pietre și l-a lăsat pe Duhul lui Dumnezeu să-l călăuzească. Sfârșitul a fost cum a fost, dar a fost o fracțiune și pe urmă o slavă. Foarte interesantă imaginea pe care ai adus-o și mi-a venit în gând, oare ce văd oamenii care ne cunosc pe noi de aproape. Ce văd cei de lângă noi, din casa noastră, în noi? Văd într-adevăr oameni care suntem dedicați, consacrați, trăim prin Duhul sau niște oameni firești, plini de mândrie și de răutate? Mi-a plăcut la Liviu Olah, pe care eu l-am urmărit o vreme prin țară, nu foarte mult în apropierea lui, dar câțiva ani am stat pe aproape și el lua mereu aceste exemplu, pe care l-am și citat, când i-au spus cei doi apostoli, mari apostoli, ologului, uite-te la noi, uite-te la noi. Și aplicația pe care Liviu Olah o făcea era asta, noi trebuie să încetăm să tot spunem oamenilor, uite-te la Iisus, că Iisus trebuie să fie noi, trebuie să îi spunem, uite-te la noi. Faceți ce am făcut eu. Ucenicul este chemat să facă ce a făcut învățătorul lui. Asta e o temă favorită pentru mine. Ucenicul nu e mai mare ca învățătorul, dar când ajunge desăvârșit este ca învățătorul, ca Iisus. Uite-te la noi și să-l vezi pe Iisus. Și îmi place acel exemplu al lui Elisei, e favorit. Când a trecut Iordanul, Ilie a lovit apele și Iordanul în revărsare s-a oprit. Ilie a fost ridicat și el se întoarce și apele își reluase cursul. Și întreabă el, unde e acum Dumnezeul lui Ilie? Riscant. Că putea să nu fie pentru el. Dar omul a vrut să fie sigur. E Dumnezeu cu mine, a lovit și el apele, apele s-au despicat, el a trecut, el a știut că Dumnezeu îi dă mandat și că are mandat să fie în locul marelui profet. Un altul, un creștin mai, e cunoscut, dar nu la nivelul lui Elisei, bănuiesc, spunea, am cerut un semn de la Domnul. Și dacă, sau am cerut să mă scape și dacă Dumnezeu nu m-ar fi scăpat, aș fi înțeles două lucruri. Unu, că nu mai are treabă cu mine, dacă nu mi-ar fi vorbit, sau are alt plan și o să-mi le arate altă dată. Well, ne trebuie mai multă validare de la el, mai mult să căutăm validarea lui și mai multă îndrăzneală, pentru că suntem în cea mai frumoasă companie, cea mai frumoasă echipă, în Biserica Domnului Iisus, care nu este ceea ce numim noi biserică, este biserica slăvită, îmbrăcată în har, e mulțimea credincioșilor în Iisus,
care umblă prin Duhul Sfânt. Biserica este un grup de oameni adunați cu Duhul Sfânt, adunați ei înșiși și apoi ca grup. Deci nu e biserică dacă nu e Duhul Sfânt prezent și fără răstignire nu e Duhul Sfânt. Deci biserica e biserica răstigniților. Nu știu, exista undeva, în Faptele Apostolilor precis, spune, aceștia erau din biserica sau din sinagoga izbăviților. Ideea este că răstigniții sunt izbăviții, de fapt. Îmi place acea frază pe care ai pronunțat-o, validare în fața Domnului Iisus, în fața lui Dumnezeu. Noi căutăm validare sau trecere în fața oamenilor și vrem să fim recunoscuți, vrem să fim apreciați, acceptați. Însă nu știu câți dintre noi am luat în serios această validare pe care Dumnezeu o face. E o agonie, este o agonie, o luptă și sufletul ai impresia că nu e destul de pregătit. Dar oamenii se supun, zice Pavel, la tot felul de înfrânări ca să câștige o cunună care să veștejește a doua zi. Am avut un coleg în școala, mă rog, tehnică unde am fost, care a ajuns campion național la lupte greco-romane, Lele Partenie îl chema. Și, mă rog, pentru că a ajuns campion, i-au dat o cămăruță, cam cât e spațiul ăsta, m-am dus la el acasă, era aproape de școala unde eram noi, lângă Răchita Roșioară. Și mi-a arătat acolo undeva o medalie pe care o primise el acolo, părăsită, prăfuită, nu l-a ajutat nici să termine școala și a ajuns pur și simplu un copil al străzii. Nu era destul că a învățat, că i s-au stricat urechile, nu știu dacă știi cum se întâmplă la luptători, nu știu ce suferințe au și ei, dar a făcut pentru ceva care se veștejește și nu i-a folosit la nimic. Și noi suntem chemați să facem ceva pentru ceva ce nu se veștejește, să ne dăruim. Mi se pare, oh, prea greu, prea complicat. Ai mai văzut pe cineva, alții? Nu, eu am văzut și au mers bine. Nu, mergi cu Iisus. Adică mergi la El și spui, Doamne, ce îmi lipsește, ce e rău cu mine și du-mă pe calea veșniciei. În minutele care au mai rămas, aș vrea să invit telespectatorii noștri și pe noi să medităm la o întrebare. În acest moment, mi-amintesc de o discuție pe care Domnul Iisus Hristos o avea cu ucenicii. Și au întrebat, ce cred oamenii despre mine? Cezarea lui Filip. Apoi au întrebat, dar ce credeți voi despre mine? Și aș vrea ca să medităm la această întrebare, ce credem noi despre Dumnezeu și ce crede El despre noi, cu adevărat, sincer. Dumnezeu ne privește și ne cunoaște pe fiecare îndeaproape. El mă cunoaște pe mine și știe limitele mele, minusurile mele și nu pot să mă ascund de El. Și asta e real pentru toți. Însă foarte mulți dintre noi nu acordăm atenție la această mare realitate. Dar e foarte bună întrebarea care ai adus-o în discuție. Că toți au răspuns. Unii zic că ești Ilie, alții că ești Ieremia, alții că ești unul din proroci, alții că ești prorocul. Și am spus, bun, cine ziceți voi că sunt eu? Și Petru i-a spus, tu ești Mesia. Tu ești Hristosul, Fiul Dumnezeului Celui Viu. Și Domnul spune, Simone, asta nu vine de la tine. Ăsta e răspunsul, dar asta nu vine de la tine. Nu din înțelepciune, nu din experiență personală afară de Dumnezeu, ci Duhul Tatălui meu care este în cerul ți-a descoperit. Practic, noi avem nevoie să ne descopere Dumnezeu prin căutarea noastră după El, să ne descopere cine-i Fiul, și apoi Fiul să ne descopere cine-i Duhul Sfânt și Duhul Sfânt să ne spună cine suntem noi și ce putem fi cu ajutorul Cuvântului. În concluzie, cei care își doresc să-și răstignească firea, vreau să le dau o veste proastă și una bună. Vestea proastă este că nu vor reuși să o facă singuri. Corect. Vestea bună este că Duhul Sfânt este Cel care o face în noi. Dacă vrei și vrem cu toții să experimentăm o răstignire a firii cu adevărat, trebuie să ne predăm totul, absolut totul, în mâna Duhului Sfânt și El își va împlini lucrarea. Și El ne va ajuta, El ne va învăța cum să ne rugăm, ne va învăța ce să facem, cum să facem.
Asta îmi doresc mie în acest an nou, asta îți doresc ție. Thank you very much. Pastore, și tuturor credincioșilor care vor să experimenteze un alt nivel spiritual. Deci avem nevoie de un alt nivel spiritual. M-am săturat de această mediocritate, plafonare. M-am săturat de plafonare, de formalități, de rutine. De rutine. Sunt bune până la un punct, dar dacă nu produc rezultate, ce folos? Profesorul Buhai mi-a predat câteva lecții în seminar și el spunea, de la rutină se merge la rugină și de la rugină la ruină. Trebuie să fim într-o continuă pregătire, într-o continuă creștere, într-o continuă alergare, pentru a nu se depune rugina sau pentru a nu face cunoștință cu ruina. Am ajuns la finalul emisiunii. Mulțumesc din nou pentru participare. Rămânem provocați. Eu sunt provocat și vă invit și pe dumneavoastră să medităm la această întrebare. Ce crede Dumnezeu despre mine? Ce știe? El cunoaște totul, dar ce fac eu ca să reglez sau să las ca Duhul Sfânt să fie mai prezent, mai activ în viața mea? Cu acest gând ne oprim aici și, ca de obicei, vă dau întâlnire data viitoare la o nouă ediție a emisiunii Față în Față pe același canal și la aceeași oră. La revedere!